Pandemia de COVID-19 care s-a abătut asupra omenirii aduce schimbări drastice în sportul mondial. Cele mai importante competiții ce ar fi trebuit să aibă loc în acest an, Jocurile Olimpice și Campionatul European de Fotbal, au fost mutate anul viitor în aceeași perioadă. De mai bine de o lună, nu s-au mai desfășurat competiții, indiferent de disciplină. Federația Internațională de Handbal a venit și ea cu unele modificări în programul din această perioadă. Astfel a suspendat meciurile preliminare pentru Campionatul European de Fete și cel Mondial de Băieți. În consecință, următoarele ediții din iarnă vor avea aceleași componente ca și la ultimele ediții. Prin urmare, la fete, România merge în Norvegia și Danemarca pentru turneul din luna decembrie. Am primit cu bucurie decizia Forului Continental și anume faptul că echipa națională de handbal feminin este calificată direct la campionatul european din Norvegia-Danemarca în luna decembrie. Această decizie a Forului Continental ne conferă în plus statului echipei naționale sportivelor să parcurgem o perioadă care cuprinde atât pregătire competițională, cât și perioada competițională în toamna acestui an, o toamnă plină din punct de vedere al competițiilor, intercluburi atât pe plan național cât și pe plan european. Primul turneu la handbal amânat în startul pandemiei de COVID a fost cel preolimpic din Muntenegru, ce ar fi trebuit să se dispute luna trecută. Cum Jocurile Olimpice vor avea loc anul viitor, și turneul preolimpic a fost mutat la anul. Consider că și acest lucru este benefic prin prisma faptului că vom parcurge împreună cu sportivele o experiență deosebită la turneul final al campionatului european. Poate să fie un mijloc de pregătire excepțional, atât pentru sportive, cât și pentru noi. Pe parcursul acestui turneu putem acumula experiențe împreună cu sportivele pozitive, experiențe care ne pot fi de mare ajutor la turneul preolimpic din primăvara anului viitor, atunci când vom califica România la Olimpiada din vara lui 2021. Pe plan național, federația așteaptă noile măsuri ale autorităților pentru a lua decizia de reluare a competițiilor sau anulare.